Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți aici la Wowbiz. La emisiunea mea Totul despre puterea dragostei am o invitată specială, o invitată pe care dumneavoastră mi-ați spus să o aduc aici în studio. Nu pot să o aduc în studio, însă pot să o aduc în fața dumneavoastră pe calea undelor. Este la Chișinău, acolo unde ea își are o mică afacere și acolo unde are și puține lucruri de rezolvat. Se va întoarce în România, dar până va reveni în România, eu sunt foarte, foarte curioasă de la invitata mea de astăzi să știu adevărul ei în privința despărțirii de Cristian Marinescu. Maria, direct de la Chișinău, aici, la Wowbiz. Bună, Maria! Bună seara, bună seara, doamna Cornelia! Vă salut cu drag, salut cu drag și telespectatorii de acasă. Am primit și eu foarte multe mesaje în legătură cu de ce nu dau un răspuns și de ce nu spun și eu punctul de vedere. Însă le-am spus și susținătorilor mei că în curând o voi face cu mare drag, atâta timp cât sunt la Chișinău, nu o pot face fizic acolo lângă dumneavoastră în platou, dar măcar prin online. Mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația noastră de astăzi, Maria. Ești foarte frumoasă, ca de obicei. Și sper că astăzi să vorbim așa, cu zâmbetul pe buze, deși situația ta nu este una roz. Ai fost aici în studio alături de Cristian Marinescu. Consideram că relația voastră poate merge mai departe, îi cunoscuse-i părinții, vorbeați la superlativ unul despre celălalt și după câteva zile am aflat că v-ați despărțit. Cristian a fost aici și a spus varianta lui. Eu întotdeauna consider că trebuie să vorbesc cu ambele persoane pentru ca oamenii să știe adevărul spus de ambele părți. Ce s-a întâmplat? De ce nu mai sunteți împreună? Într-adevăr, doamna Cornelia, am privit și eu emisiunile care, în care el a fost prezent. Și vreau să încep prin a vă spune că noi, la noi scârția relația mai mereu. S-a văzut și în emisiune acest lucru și lucrul ăsta s-a întâmplat și după ce am ieșit din emisiune. Eu personal am avut întotdeauna speranța că după ce o să ieșim în emisiune o să se îmbunătățească lucrurile și o să fie mult mai bine, însă, din păcate, în afara emisiunii i-am dat peste alte obstacole, să zic eu așa, da? Suntem extrem de diferiți și am observat acest lucru și l-am acceptat în primul și în primul rând, pentru că din moment ce noi doi eram unul în fața altuia, ne era foarte greu să renunțăm la sentimentele care le avem unul pentru celălalt și să luăm o decizie care, cât de dureroasă nu ar fi pentru noi, dar ar fi benefică, zic eu, pentru că am acceptat și eu într-un final că relația noastră a fost toxică atât pentru mine cât și pentru el și am ajuns la concluzia că a iubi pe cineva nu întotdeauna înseamnă și a fi cu acea persoană. Așa este. Până la urmă, de ce era toxică relația voastră? De ce nu funcționa? Cât de diferiți erați? Noi gândeam diferit. Noi aveam percepții diferite asupra lucrurilor, dar pe lângă acest lucru nu pot să-l judec pe Cristian în primul și în primul rând, pentru că este un bărbat extraordinar și a fost lângă mine mereu când am avut nevoie și sunt sigură chiar și acum, dacă o să mă întorc în București și o să am nevoie de ajutorul lui și o să apelez la el, o să mă ajute necondiționat. Noi nu ne-am înțeles, eu fiind o femeie deja știind ceea ce vreau și știind unde merg, nu a fost, pentru el a fost mai greu să perceapă lucrurile astea. Eu am fost construită diferit. El este mai libertin. Uite un exemplu, da? El este mai libertin, nu-i convine când îi se pun anumite bariere. Pentru mine, lucrurile care erau anumite bariere pentru el, pentru mine erau normale. Și lucrul ăsta mereu a fost o problemă pentru noi. Am înțeles. Cât de libertin era Cristian și nu puteai accepta lucrurile acestea?
O să fiu sinceră, pentru mine conversațiile cu alți bărbați, o să vorbesc din punctul meu de vedere, da? Pentru mine conversațiile cu alți bărbați în timp ce eu sunt într-o relație nu sunt admise, da? Flirturile care flirturile cu alți bărbați așa mai departe, eu nu le accept personal. Dar pentru el poate nu era un lucru care ar fi putut afecta relația noastră. Și are și el dreptate. Până la urmă are 23 de ani, are o viață înainte, are foarte multe planuri de viitor și îi doresc tot succesul din lume și la fel, dacă va avea vreodată nevoie de mine sau de ajutorul meu, voi fi acolo pentru el. Dar, cum v-am mai spus, aspirațiile noastre erau diferite. El vrea să crească în domeniul televiziunii, iar pentru mine cred că spun prima dată acest lucru. Pentru mine, mie nu convenea. Și într-adevăr, problema asta venea de la mine personal. De ce nu-ți convenea? Până la urmă nu are nicio importanță ce meserie are unul sau celălalt. Ce nu l-ai fi dorit pe el în lumina reflectoarelor sau unde era problema? Nu. Problema era, de fapt, noi în perioada aia când am fost acasă, când am avut pauza aia până în finală, am stat împreună. Am fost la mare împreună și eu m-am bucurat mereu pentru succesul care îl are și nu știu, întotdeauna am trăit lângă el acel sentiment de fericire. El este o persoană dornică de ochii lumii și de public. Eu sunt și eu la rândul meu, dar nu atât de dornică, să zic așa. Pentru mine, ce simt relația mea, aș vrea să o țin mai mult așa, pentru sufletelul meu și pentru... Na, e vorba de un lucru intim până la urmă și vreau să fie doar al meu. Adică n-ai vrut să-ți expui mai mult relația decât era. Exact. Și așa exact, era destul de mult expusă prin acest show de televiziune. Aveți dreptate și sinceră să fie experiența care am trăit-o acolo alături de Cristian. Și încă o dată, cu această ocazie vreau să-i mulțumesc domnișoarei Cristina Dorobanțu, pentru că mereu a fost alături de mine și doar ea cred, știe cât de multe emoții am avut și cât de mult am suferit, pentru că lucrurile, eu încercam, nu știu de ce, probabil este și greșeala mea, nu știu de ce, mie mi-era foarte frică să-mi expun gândurile și emoțiile în văzut tuturor. Chiar dacă, știu, am fost făcută și nebună și psihopată de toată lumea la un moment dat, pentru că, vă zic și am spus și pe story la mine la un moment dat, eu adunam foarte mult timp lucrurile astea negative și lucrurile care mă deranjau pe mine și într-un moment dat izbucneam. Și când izbucneam nu doar pentru un lucru care se creia la momentul ăla, dar izbucneam pentru toate adunate la un loc. De asta și se crea efectul ăla de exagerare. Dacă dau un pic în urmă firul discuției noastre, spuneai că nu ți-ar fi plăcut ca Marinescu să fie atât de axat pe partea asta de promovare, de afirmare mai mult în televiziune, în sensul că și relația voastră ar fi trebuit expusă, nu din alt punct de vedere. N-ați discutat lucrul ăsta? Nu l-ați discutat? Adică să ajungeți la un consens, să fieți undeva la mijloc. Eu, doamna Cornelia, nu am avut niciodată o problemă ca el să se promoveze. Dar problema mea a fost în momentul în care el făcea acest lucru, să știe bariera unde trebuia să se oprească și unde era vorba despre lucruri sacre, lucruri sfinte care se întâmplau între noi și care, consider eu, trebuiau să rămână între noi după emisiune, nu în timpul emisiunii, pentru că în timpul emisiunii ne-am asumat amândoi să ne expunem relația și să vă discutăm în văzul tuturor. Poți să-mi dai un exemplu ce voia să spună după ce s-a terminat emisiunea și nu erai tu de acord? După ce s-a terminat emisiunea? Da.
El era foarte, pot să, na, era foarte curtat de foarte multe femei. Și lucrul ăsta pe mine nu mă deranja personal. Pe mine mă deranja faptul că el trăia cu acest lucru. Nu știu dacă mă înțelege cineva. Eu sunt crescută într-o familie mai comunistă, da? Pentru mine, și o să zic, na, asta e. Și pentru mine, atenția care eu ofer persoane iubite trebuie să fie extrem de diferită de atenția care eu ofer altor femei, să zic așa, nu? Câteodată eu găseam anumite coincidențe și anumite mesaje, na, lucruri care nu știu dacă îmi conveneau mie. Și lucrul ăsta se întâmpla și se întâmpla repetat și i-am zis că dacă tot nu se poate, nu se poate. Adică el mai dădea câte un mesaj sau mai răspundea pozitiv unor mesaje într-un fel în care se lăsa loc de interpretări? Ca să exact. Vorbesc mai frumos, așa, mai cosmetizat. Exact. Exact. Și ce să răspundea? Ce îți spun? Eu credeți-mă că am încercat să lucrez și la caracterul meu și cred că a fost un progres destul de mare. Dacă noi doi eram în afară și lucrurile astea se întâmplau cu mine, noi doi nu rezistam nici măcar, nu știu, nici măcar o săptămână, cred. Poate din cauza asta, faptul că... Dar vă pot explica și de ce în emisiune, pentru că foarte multă lume își pune întrebarea asta, de ce în emisiune am fost împreună și în afară ne-am despărțit atât de repede. Noi, probabil că sentimentele care le trăiam noi amândoi erau mult mai puternice decât, nu știu, decât toate acțiunile care le făceam și de fiecare dată, da, noi puteam să ne certăm când eram la hotel sau când nu ne vedeam, dar în momentul în care noi eram unul în fața altuia, nu, se întâmpla ceva ce nu se poate explica. Deci uitam de absolut tot și ne iubeam. Așa e, până la urmă iubirea nu poate fi nici descrisă de niciunul dintre voi și nici de noi, cei care urmărim. Era clar, dacă puteai să-ți menții o decizie, dacă nu erai acolo față în față. Dacă vă vedeați, lucrurile se schimbau. Exact. Nici cu tine, exact. Nici fără tine. Așa e la voi, așa a zis și el aici. Că așa se petreceau lucrurile în relația voastră. Dar acum poți să stai fără el? Da, exact. Ești departe, dar totuși, inima ta e lângă el, acolo, este la el, nu s-a terminat totul. Da, și pot afirma cu încredere că încă îl iubesc. Este persoana care încă a rămas în sufletul meu și nu cred că... sunt o persoană care foarte greu... În același timp foarte greu se atașează de anumite persoane și în același timp foarte greu se desprinde de persoanele dragi. Și el ține loc, un loc destul de important în inima mea și cred că lucrul ăsta va fi pentru toată viața. Așa este. Până la urmă, tu ai plecat din viața lui, tu ai spus stop sau el? Noi am ajuns la această idee împreună, pentru că și lucrul ăsta s-a întâmplat după ce am plecat eu de la București. Pentru că în timp ce eram față în față, cum spuneam mai devreme, mi era greu să luăm această decizie și să renunțăm unul la altul. Dacă mai stăteam la București, vă asigur eu că eram încă împreună, însă amândoi înțelegeam că relația nu va duce la nimic. Am și discutat de foarte multe ori că pur și simplu suntem diferiți și, cum am spus și mai devreme, persoanele care aleg sau care sunt predestinate să nu fie cu tine sau să plece din viața ta, eu cel puțin am ajuns la această concluzie, trebuie să le lași să facă. Și nu trebuie să te... Eu m-am zbătut extrem de mult, mai ales în emisiune, pentru această relație. Am vrut să se întâmple. Eu am fost cea care
a luat foarte multe decizii în această relație. Eu am fost cea care, pot să îmi permit să spun că a ținut această relație pe picioare din prima zi până în ultima. Și în momentul în care tot eu am acceptat și am înțeles pentru mine că iubirea nu este de ajuns pentru a, nu știu, pentru a construi un imperiu, și ăsta e adevărul. Iubirea, într-adevăr, nu este de ajuns pentru a construi un imperiu. Atunci tot o ai fost cea care a renunțat. Am vorbit despre asta împreună și am ajuns la ideea asta împreună. A fost ceva de comun acord, adică am avut o discuție după care s-au așezat lucrurile cum s-au așezat și nu m-a mai căutat nici el, nici eu nu l-am mai căutat. Hai să le explicăm mai în amănunt oamenilor de acasă. După finala Puterea Dragostei, ai mai rămas câte zile în București? 5? Nu, cred că o zi. O zi. După o zi, el te-a dus la aeroport? Sau ai plecat de acasă luându-ți aproape toate lucrurile? Am înțeles că mai ai câte ceva pe acolo, din spusele lui Marinescu. Mai am, însă o să-i le las ca amintire. Pentru că, mi-e foarte frică de revederea asta a noastră și nu cred că... Se frică de întoarcere? Se frică de faptul că o să rămâi acolo? Mi-e frică și o să suferi? Mi-e frică să mă revăd cu el. Se frică de tine, de sentimentele tale, că o să te întoarcă iar din drum. Probabil, da. Și atâta timp cât eu înțeleg iarăși că vom ajunge, scuzați-mă, că vom ajunge din nou și din nou la același... finalul va fi același, adică nu cred că e cuvenit nici eu să îmi pierd timpul, nici el. Așa este. Ai plecat la Chișinău, da? Te-a condus el la aeroport, da? Da, m-a dus el. Nu am venit cu avionul, am venit cu microbuzul. Cu microbuzul. Pentru că, cum știți foarte bine, mi-e foarte frică de zboruri și dacă e vorba de 45 de minute, am preferat să aleg calea terestră. M-a dus la autogară. Aveam o senzație foarte ciudată atunci, înainte de a pleca, și el la fel, chiar mi-a și zis. Am o părere de rău și nu știu de ce. Și mi-a și zis el personal, poate ar trebui să nu-ți dau voie să pleci. Însă, nu se mai putea face nimic. Am plecat, am venit acasă, urma să vin acasă pe... o săptămână, după care următoarea săptămână trebuia să ajungă și el la Chișinău. Era invitat chiar de părinții mei. Am ajuns la Chișinău eu. După câteva zile, la noi a început deja să scârție și nu ne mai contactam, să zic eu așa, nici telefonic, nici prin mesaje. Unde l-am sunat eu într-o seară și i-am zis, ce facem? Și atunci am discutat și am spus că poate e mai bine pentru amândoi să ne luăm câteva zile de răgaz și dacă nu revenim unul la altul, atunci să ne căutăm de treaba fiecăruia. Ce ți-a spus în momentul în care te-a dus la mașină când ai plecat în Chișinău? Cum și-a luat la revedere de la tine? Spuneam mai devreme, am avut o senzație ciudată, pentru că și el mi-a spus lucrul ăsta. Nu știu de ce, și eu simțeam că nu trebuie să plec, că nu era încă momentul să plec. Și el mi-a spus, mi-a confirmat asta, pentru că mi-a zis fix așa, simt că nu trebuie să te las să pleci. Dar, au fost niște cuvinte și nu le-am băgat nici. În momentul ăla nu ne-am băgat practic în seamă sau să ne gândim la o eventuală întoarcere înapoi la apartament de la autogară. Ne-am luat rămas bun, ca și cum urma să ne vedem într-o săptămână, dar nu s-a putut. Dar când ai ajuns acasă, nu i-ai dat un mesaj în care să-i spui am ajuns bine, Cristian, sunt în regulă? Sau el nu
ca orice îndrăgostit sau ca orice partener de viață. N-a fost curios să vadă ce, cum a fost drumul? Da, am vorbit cine? Vorbit chiar și pe tu? Drum. Așa, da. Am vorbit chiar și pe drum, însă după ce am ajuns acasă am vorbit încă o dată și am spus că am ajuns, am mers la somn și după aia nu ne-am mai contactat. Am a fost, da, nu știu de ce s-a întâmplat lucrul ăsta și poate îmi pare și rău că nu s-a discutat. Da, poate, dar între noi era și mai era o problemă, doamna Cornelia. Noi foarte greu comunicam unul cu altul. Atâta timp cât și el era foarte orgolios și câteodată și eu. Și, da, ne era greu să ne spunem ofurile unul altul și n-am înțeles niciodată de ce. Da, să știi că totodată orgoliu poate afecta relația, iar în cazul vostru fix așa s-a întâmplat. Din păcate, sunt oameni care vor să te întreb niște lucruri. Doamna Roca, Michele Roca, spune dacă, e o întrebare sinceră, dacă ai crezut în sentimentele lui? Da, am crezut în sentimentele lui și mi l-a depărtat. Eu am simțit lucrul ăsta, sinceră să fiu, din a doua săptămână de când am intrat noi în relație. Chiar dacă în emisiune el nu prea își arăta sentimentele sau în văzul lumii, nu prea putea, el ieșea din carapacea lui și nu prea își putea exprima sentimentele față de mine. Eu simțeam acest lucru și din această cauză, pentru că le simțeam mai exact, întotdeauna găseam puteri pentru a ierta, poate din greșeală foarte repede, dar na. Găseam puterile necesare pentru a ierta și a merge mai departe și a încerca să fie bine. Tu ai fost cea care a iertat de fiecare dată sau exista momente în care și Marinescu a făcut ceva în sensul ăsta? Normal. Au existat momente și când el m-a iertat pe mine. A fost reciprocă. Noi suntem două persoane destul de răzbunătoare și am înțeles asta poate prea târziu, pentru că din moment ce noi eram acolo, nu realizam cât de mult rău ne facem și nu realizam că anumite acțiuni pe care le facem ar putea fi de neiertat, chiar dacă acolo le iertăm, după ce ieșim de acolo, oricum vor rămâne întipărite în inimile noastre și nu am ținut cont de lucrul ăsta. Și exact așa s-a întâmplat. După ce am ieșit de acolo, au început iarăși să, la cea mai mică ceartă, ne aduceam aminte ce se întâmpla în emisiune. Na. Așa e, dar au fost și momente frumoase. Ați fost împreună la mare, i-ai cunoscut părinții. Cum era atunci? Era totul lin sau tot așa aveați probleme? Erau scântei? Primele două săptămâni până în finală am fost la mare și a fost totul perfect. Și iarăși vreau să afirm aici un lucru și să spun fix așa. Cristian Marinescu are un mare, mare noroc de părinții care îi are. Deci sunt doi oameni extraordinari. Sunt doi oameni care au crescut și au dezvoltat în el persoana care este astăzi și adică pur și simplu îi transmit să le mulțumească, să le cupe efectiv tălpile, pentru că anume ei sunt părinții lui. O să zic așa. Cum i-ai perceput tu? Cum s-au comportat cu tine părinții lui? Părinții lui m-au, din prima zi de când m-au cunoscut, m-au luat ca pe fica lor și din cauza asta le sunt extrem de recunoscătoare. Are o mamă minunată, care arată extraordinar și e foarte frumoasă. Deci, când ieșeam în oraș noi, ziceai că suntem surori, eu și ea. Nu ziceai că e mama lui Cristian. Adică arată extrem de bine. Tatălui este un bărbat foarte inteligent. Da, sunt o familie minunată și are o soră extrem de frumoasă, la fel, care are calități de model, pe calea asta o salut și pe ea, Maria. Da,
are același nume ca și mine. Și da, au fost două săptămâni, pot zice, de vis, pentru că le-am petrecut în sânul familiei și m-am simțit eu, personal, ca acasă lângă ei. Așa e, te iubim, Maria, spun oamenii de acasă, Ana Maria, Alexandra, Chris. Mai sunt foarte multe mesaje pozitive, Alin Muraru, Angela Od, Voș Maria, sunteți frumoși împreună. Maria, regina sezonului 3, puterea dragostei, doamna Mirela Agriloaie. Doamna Daniela Balas spune așa, Maria, capul sus, mergi înainte pe drumul tău, poate Dumnezeu are o altă destinație pentru tine. Așa este acum, dar cum i-am spus și lui Cristian, în cazul vostru niciodată n-am să spun niciodată. Întotdeauna... Apropo, doamna Cornelia, să știți că nu știu dacă ați văzut, dar când am intrat eu în casă, prima camera mea roșie a fost cu Cristian Marinescu. Și acum mi-ați adus aminte de cuvintele astea. El m-a întrebat, pentru că eu nu mă gândeam atunci să fac o relație, abia ajunsesem în casă. Și m-a întrebat dacă îl văd pe el ca pe un potențial iubit. Și am zis că nu, dar niciodată să nu zici niciodată. Și uite unde am ajuns. Vezi? Dar cum te-ai îndrăgostit de el? Spuneai de la început, așa că nu. Dar cum ți-a ajuns la inimă? Eu sunt o persoană care nu prea mă îndrăgostesc de fizic și nu prea mă îndrăgostesc imediat. Mie trebuie să-mi îndrăgostești mințile mai întâi și după deja prind drag foarte ușor de tine. Sunt o persoană care are nevoie mereu de ceva nou și mereu de, nu știu, de mișcare. El a fost persoana care mi-a dat acele sentimente în timp ce eu nu aveam pe nimeni lângă mine. Și încet a luat-o prietenește, vorbeam prietenește la început și încet s-a băgat sufletelul meu. Da, el a spus că ești cea mai frumoasă fată din competiție și încet te-a cucerit. Pe o poveste foarte frumoasă de dragoste până la urmă, cu suișuri și coborâșuri. Cu siguranță. Repet, eu nu cred că aici este finalul, este pur și simplu părerea mea sau cel puțin ce simt eu în acest moment. Te vei întoarce aici și nu cred eu că veți sta foarte mult timp departe. Ai zis că îl dorești în colecțiile tale ca și model. Poate acolo să vorbiți mai mult. Te-ai răzgândit sau schimbat lucruri? Nu, de ce să mă răzgândesc? Nu, dacă își dorește și dacă în momentul în care eu voi scoate colecția, cu mare drag îl voi invita să participe ca și model. Nu, eu, doamna Cornelia, eu am ajuns în punctul în care, într-adevăr, am acceptat lucrurile care mi se întâmplă și pur și simplu vreau să merg mai departe și să, nu știu, fericirea lui nu este alături de mine, o să spun așa. Așa zici tu. Îmi permis să-ți citesc un mesaj al unei persoane de acasă, dacă ai ajuns să-mi spui lucrul ăsta. Spune așa. Ți-l citesc, Maria, sau nu? Te rog, da. Doamna Alina Burlacu spune, suferiți ca doi proști. Mi-a plăcut foarte mult mesajul ăsta și mai ales în contextul pe care... în care am vorbit puțin mai devreme și te-ai exprimat tu, că fericirea lui nu este alături de tine. Da. Nu știu, să sperăm că vom fi fericiți fiecare pe drumul lui. Eu îi doresc succes și vreau ca, adică ca data viitoare, când o să, nu știu, când o să-și aleagă persoana de lângă el, să o facă cu grijă și... Avem noi o problemă așa cu conexiunea de acolo din Republica Moldova. Să sperăm că Maria va reveni cumva alături de noi.
nu știu, nu pot să nu empatizez cu ea, mi se pare foarte sinceră, mi se pare un om care, uite, și-a deschis sufletul, deși suferă. Am văzut-o în emisiune de fiecare dată alături de Cristian, am văzut-o cât a luptat pentru această relație, am avut-o și aici în studio, de fiecare dată frumoasă și încercând să salveze toate lucrurile care îi se întâmplau în defavoarea ei. A revenit alături de noi, a revenit și transmisia. Cer scuze. Nicio problemă, știu că ești departe și oamenii de acasă înțeleg foarte bine lucrurile acestea. Am zis că te-am avut aici în studio, erai foarte îndrăgostită și foarte frumoasă și de aceea eu cred și sper că poate este doar o mică deviație în relația voastră și atunci când vei reveni în București, situația se va schimba. Când voi reveni la București, vreau să mă ocup de treburile care au rămas a fi puse la punct. Am o groază de treabă și o să fiu ocupată și sper. Nu, haideți să vă zic aici, direct, nu cred că ne vom împăca, pentru că eu am luat decizia pentru mine și el l-a luat pentru el. Le mulțumesc persoanelor care au crezut în noi tot acest timp și care au fost alături de noi. Și știu că primesc foarte multe mesaje unde lumea trăiește alături de noi tot ce se întâmplă și suferă alături de noi, însă eu nu pot să fac nimic. Ca să fim noi bine, trebuie să fim departe unul de celălalt. Ai luptat suficient? Ai depus armele? Gata? Da, credeți-mă. Credeți-mă că cum am luptat eu, nu cred că a luptat cineva vreodată. E un război pierdut, dar și câștigat în același timp. Și îmi doresc să fie fericit. Așa ai spus și ultima dată când ați vorbit? Exact. Că îți dorești să fie fericit, da, lângă altcineva? Iar el ce ți-a spus? Nu neapărat lângă altcineva, să fie fericit. Da. Deja cu sau fără cineva, important este starea lui de bine să persiste și să reușească să-și atingă toate scopurile. Știu că are planuri foarte mari pentru viitor și sunt sigură că va ajunge acolo unde și-a propus. Adică își va canaliza oarecum atenția spre partea profesională și mai puțin spre partea aceasta amoroasă, zici tu? Va fi foarte bine dacă va face acest lucru. Ce trebuie să aibă o femeie pentru a putea să rămână alături de Marinescu? Răbdare. Foarte multă răbdare. Trebuie să fie o femeie mai rece, ceea ce n-am fost eu. Trebuie să fie o femeie care ia lucrurile care se întâmplă mult mai ușor. Trebuie să fie o femeie frumoasă. Trebuie să fie o femeie înțelegătoare. Dar, în ultimul rând, trebuie să fie o femeie care îl va înțelege când va avea el nevoie. El este un bărbat extrem de sensibil și un bărbat extrem de special, pot să zic așa. Are nevoie de foarte multă susținere și are nevoie de, ca femeia de lângă el, să îl iubească așa cum este el și să-i accepte toate defectele și toate calitățile ca atare. Și spuneai tu și să accepte să mai vorbească și cu alte domnișoare, da? Asta deja, na. Dar el ar fi acceptat ca tu să vorbești cu alți bărbați? Mai ales că ești foarte frumoasă. Și sunt sigură că ai și tu Instagram-ul plin acolo. Da, a fost și situația și în casă chiar. Poate lucrul ăsta m-a și demoralizat pe mine într-un anumit moment, pentru că eram, practic, sentimentele mele erau neglijate, da? Nu știu dacă mai țineți voi minte pe situația cu Ronaldo. Da.
Adică s-a întâmplat și invers situația unde nu pot să zic că a acceptat ceea ce am acceptat eu. Da, na. Păi așa e în cazul bărbaților. Nu acceptă și invers. Nu, Maria, nu se acceptă și invers. Nu se acceptă invers, dar eu personal nu am căutat să se accepte invers, pentru că eu nu mi-am dorit să fiu lângă altă persoană. Eu nu am căutat atenție din partea altor persoane și am avut așteptarea ca el să facă același lucru. Și aici a fost greșeala mea. Și greșeala fiind că am avut așteptări. În această relație cu el am învățat și eu că nu trebuie să am așteptări de la nimeni. Și să fac ceea ce simt și să nu oblig sau să nu insist pe anumite situații care îmi convin sau nu. Așa e, până la urmă, așa cum spuneam eu, iubirea nu este o luptă, trebuie să fie un sentiment împărtășit de ambele persoane și să fie cumva trăit. Atunci când încerci să nu mai fii tu, poate de multe ori, Maria, n-ai fost Maria cea adevărată pentru a fi bine în relația cu Marinescu. Și de aceea poate ai luat și decizia asta acum, de comun acord și din punctul tău de vedere, de a sta departe și de a-ți clădi o altfel de viață dincolo de puterea dragostei și dincolo de Cristian. Exact. Nu sunt o femeie liberă momentan, nu sunt pregătită, evident, pentru o altă relație, însă pentru că am spus și mai devreme, lucrurile, na, chiar dacă eu stau departe și chiar dacă noi doi nu discutăm, sentimentele mele nu se anulează și așa e, mă întorc acum bine și după când sunt curată, revin la București. Așa e. Acum, nu mai ai tendința de a te uita la telefon să vezi dacă te-a sunat, dacă ți-a dat un mesaj sau pe Instagram sau pe Facebook? Nu. Nu, ba chiar mai mult, el a fost blocat o perioadă la mine, după l-am deblocat și n-am deranjat nici eu, nici el. Am înțeles. Le-ai dat sau nu apă la moară celor care spuneau că relația voastră este doar de concurs, doar de finală și că atunci când se va termina totul, voi veți merge pe drumuri diferite? Nu consider că le-am dat apă la moară, mai ales unor oameni care nu sunt capabili să înțeleagă și care nu au simțit sentimentul de iubire niciodată. Pentru că da, consider în momentul în care aceste persoane stau și spun aceste lucruri, nu sunt în stare să iubească. Afirm aici public pentru că e penibil, efectiv, să vorbești și să... O să dau un simplu exemplu. E mai ușor să spui că copacii din grădina vecinilor sunt verzi decât să te uiți ai tăi care n-au nici măcar frunze, da? Așa e. Da. Da. Dacă mă apuc acum de vorbit de asta, cred că... Oricum și alte cupluri s-au destrămat după puterea dragostei și aici poate nimeni nu se aștepta și la Codruț cu Alexandra... S-a produs această despărțire imediată. Așa este viața. Și cu bune da, și cu rele. Diferența este, doamna Cornelia, diferența este că eu personal niciodată nu mi-am permis să spun că cineva va fi sau nu va fi după această competiție împreună sau nu. Până la urmă nu era nici măcar treaba mea. Însă alte persoane care au strigat în gura mare că uite, nu veți fi, nu știu ce veți face, acum sunt despărțiți la fel. Păi de ce? La ce bun să vorbești? Mi se pare penibil și mi se pare... Păi aici este dovada de falsitate și de, efectiv, de, nu știu, de ipocrizie. Pentru că nu poți tu să vorbești de cineva atâta timp cât la tine se întâmplă același lucru. Același lucru. Așa este. Marinescu s-a maturizat alături de tine. A iubit sincer, dar nu ați știut să păstrați ceea ce v-a legat. N-a știut să păstrați ceea ce v-a legat, spune doamna Alina?
Am știut să păstrăm ceea ce ne-a legat. De asta, dacă ne vedem acum față în față, cred că ne împăcăm imediat. De-aia că am știut să păstrăm ce ne-a legat, însă să nu uităm și de iubirea, nu știu, și de... Eu sunt o persoană mai realistă și am fost până în momentul de a intra în emisiune și cred că după ce am ieșit mi-am revenit. Lucrurile, eu nu cred în lucruri, nu știu, nu cred că lucrurile se întâmplă pur și simplu, nu cred în coincidențe. Și dacă un anumit lucru se întâmplă odată și tu nu înțelegi, faci o greșeală, după care faci aceeași greșeală după un timp și iarăși aceeași greșeală, deja e o problemă. Pentru că nu este când, nu știu, nu e o problemă dacă faci mai multe greșeli. E o problemă să faci aceeași greșeală, deja ești prost. Sau le repeți. Păi măi, ai făcut aceeași greșeală, să te întorci la Cristian. De câte ori te-ai întors la el? Pentru că de fiecare dată, de cât... Le-ai numărat așa împăcările voastre? Doamna Cornelia, eu când... Nu le-am numărat, dar au fost de foarte multe ori. Dar de fiecare dată când mă întorceam la el, eram mai fericită decât data trecută. Și pentru acel sentiment care îl simțeam eu, nu știu, o săptămână, două sau cât era, până ne despărțeam iar, merita efortul. Merita toate speculațiile, nu-mi păsa. Uite, câteodată pentru o brumă de iubire merită să facem un sacrificiu. Un sacrificiu care te doare cu timpul și realizezi că poate nu este bine că l-ai făcut. Dar dacă atunci când l-ai făcut ai simțit lucrul ăsta și te-ai simțit fericită, trebuie să te bucuri măcar pentru acele momente. Normal, și de asta și am și zis mereu, nu regret absolut nimic ce s-a întâmplat. Nu regret o secundă nici pentru greșelile pe care le-am făcut, nici pentru lucrurile care le-am acceptat acolo. Sunt lecții de viață care vor fi de folos de acum încolo și pentru care îi mulțumesc lui. Pentru că dacă nu era el, nu treceam prin... Nu simțeam fericire. Pentru că eu am mai avut două relații înainte de el, însă am înțeles că nu am iubit. Și am iubit cu adevărat alături de el, chiar dacă se vedea altfel din afară. Nu contează, contează ce ai simțit tu cu adevărat. Contează că poate, în ciuda luptei pe care tu ai dat-o, nu ați reușit să aveți o continuitate a iubirii voastre. Asta a fost, deocamdată. Nu se știe niciodată ce se va întâmpla pe viitor. Vreau să te întreb, părinții tăi, cei care l-așteptau acolo la Chișinău, ce spun despre despărțirea voastră? Mama, cred că se uită acum la noi. O salut! Îi salutăm și noi de aici, cu mare drag. Mama zice că să fac ce simt și dacă simt eu că trebuie să plec mai, să vin mai repede la București, să fac. Dacă nu, să las lucrurile să curgă. Mama este un pic mai rece cu chestiile astea, da? La ea, dacă eu nu trebuie să sufăr, pentru că n-am de ce să sufăr, pentru că sunt frumoasă și pentru că am viitorul înainte, ca orice mamă, de fapt. Însă, el se distrează, am mai văzut câteva, nu știu, story-uri de ale lui și mi-a zis, și după care a zis, păi fată, dar ce treabă ai tu, cauți de treaba ta și nu mai fi supărată, pentru că el nu e. De ce tu să fii? Asta ți-a spus mama ta. Te-am întrebat și aici în studio când ai venit dacă ai plâns în relația cu Marinescu. Vreau să te întreb și acum tot la fel de sincer. După ce te-ai despărțit de el, ai plâns? Definitiv, așa cum zici tu. Dacă în ziua, în seara sau în ziua în care a spus punct relației, ai plâns? Am plâns. Na,
nici nu știu, să neg sau să spun adevărul. Am plâns din microbuz, am plâns. Pentru că simțeam, noi femeile, doamna Cornelia, știi ce dumneavoastră, simțim lucrurile. Nu trebuie să se întâmple, le simțim pentru că le simțim. Așa suntem noi construite. Și aveam eu în mintea mea că probabilitatea este foarte mare ca îmbrățișarea care i-am dat-o atunci la autogară să fie ultima. Și ai început să plângi încă din microbus, da? Câte lacrimi ai vărsat până la Chișinău? Nu le-am numărat, dar am fost tristă. Nu pot să zic că poate, nu știu, dacă aș fi plâns, poate aș fi trecut mult mai ușor peste aceste lucruri. Însă aveam, nu știu de ce, aveam senzația că îmi stă ceva în piept non-stop și așa m-am simțit în jur de, nu știu, în jur de 4-5 zile până deja l-am sunat și am decis ce facem. Cum v-am mai spus, am simțit că ceva ce nu o să-mi facă bine se apropie. Am și acum emoții când vorbesc despre asta, de asta mai am și pauzele astea. Noi femeile simțim. Da. Cred că este prima dată când îmi amintesc ce s-a întâmplat atunci. Aș fi vrut să vorbesc alte lucruri cu tine, Maria. Tu mi-ai promis mie atunci când ai plecat în seara finalei din studio că te vei întoarce cu gânduri frumoase, că vei lansa o colecție de haine aici, nici gând că vei vărsa lacrimi de despărțire. Și crede-mă că și mie mi-este foarte greu să te văd așa, pentru că în general sunt empatică. Oamenii care interacționez și știu ce înseamnă, mai ales ca femeie, să suferi și să simți aici în interior că totul s-a terminat. Dragii mei, vreau să vă spun că sunt bine. Încet contribui la tot ce se întâmplă în jurul meu ca să-mi facă mie bine. În scurt timp voi reveni la București. Cred eu, nu vreau iar să fac promisiuni pentru că am făcut data trecută și s-au schimbat lucrurile. Am avut o problemă cu niște contracte cu locul unde trebuia să iau arenda la București și din cauza asta s-a întins un pic. După am avut probleme și cu doamna care trebuia să le coase, pentru că eu nu pot coase. Mi-a acceptat contractul, după care s-a răzgândit. Na, au fost mai multe și din cauza asta credeam eu că va fi mult mai ușor, dar se pare că am întâlnit anumite greutăți. Dar sperăm să fie bine. O să fie foarte bine totul. Lucrurile se așează la un moment dat și tristețea se va duce. Vei merge mai departe. Cu sau fără Marinescu, nu contează. Eu îți mulțumesc mult de tot, Maria, pentru intervenția ta de astăzi. Te aștept cu mare drag aici în studio. Sau dacă nu ajungi, să mai vorbim prin intermediul Skype-ului și să ne auzim vesele și bine dispuse. Mulțumesc din suflet, doamna Cornelia, și eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și cu mare drag să știți că o să mă întorc în platoul dumneavoastră să mai vorbim despre cele întâmplate și poate reușesc să apuc și câteva traininguri din noua colecție. Te aștept cu drag, Maria. Orice poveste de dragoste are acolo și tristețe, dar și bucurie. O să-ți rămână măcar partea aceea frumoasă a legăturii pe care ai avut-o cu Cristian Marinescu. Îți mulțumesc mult de tot, îți doresc să ți se îndeplinească toate dorințele, cel puțin cele profesionale în acest moment. Pe dumneavoastră vreau să vă salut, să vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de mine și vă aștept cu mare drag mâine. Să aveți o seară frumoasă, la revedere!